Utilajele de deszăpezire au intervenit în zona de nord a județului Mehedinți pentru a păstra drumurile județene în condiții bune de trafic, după ce pe carosabil s-a șternut strat de zăpadă, începând cu a doua parte a nopții trecute. Conform prognozelor meteorologice se așteptau căderi de precipitații sub formă de ninsoare, președintele Consiliului Județean Mehedința la Din Georgescu a făcut toate demersurile necesare pentru ca circulația pe drumurile județene să se desfășoare în condiții optime. Datorită achiziționării din timp a utilajelor și materialelor antiderapante necesare pentru dezăpezire, operatorii au monitorizat starea drumurilor și au intervenit în timp util, astfel încât nu s-au creat blocaje. S-a intervenit cu lamă și material antiderapant pe următoarele drumuri. DG670 pe raza localităților Malovăț, Bobaița, Bălvănești, Godeanu, Marga și Ponoarele, DG671 a pe raza localităților Șovarna și Bala, DG607B în zona comunelor Breznița de Ocol și Cireșu, și de 607 c în Comuna Balta, dar și pe celelalte tronsoane unde se impune.